Curtea de schi din Comuna Vârșac s-a deschis astăzi spre bucuria turiștilor care pot încerca mai multe sporturi de iarnă. Totul într-un peisaj de vis care este completat de cascada înghețată. Turiștii descriu cascada Vârșac ca fiind un loc de basm ascuns de vederea trecătorilor în inima pădurii. Aceasta este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din zonă. Tradus din limba maghiară ca stânca ce plânge sau picură, cascada este alimentată de către un pârâu ce se formează la 300 de metri distanță din 7 izvoare. Turiștii spun că nu numai frumusețea naturii îi atrage aici, ci și diversele activități, precum plimbările cu sânile trase de cai. Frumos să vede că nu e umblat foarte mult. Adică, spre deosebire de alți munți care sunt vizitați, cum sunt Bucegii sau... Aici seamănă mai mult cu Făgărașul, unde sunt mai salvate și un pic. Să cunoaște mai puțin mâna omului. De asemenea, prima pârtie de schi dotată cu telescaun din munții Harghita a fost inaugurată la Vârșag. Este cea mai modernă pârtie din Harghita. Pentru întreținerea ei au fost pregătite 5 tunuri de zăpadă și un bazin de alimentare cu apă de 8.000 de metri cubi. Vremea e excelentă și zăpada e nemaipomenit de frumoasă. Și sunt foarte mulțumită. Turiștii care vin aici, în primul rând, un vin fiert bun, sau un ceai cald bun și o ciocolată, schiu, bobu și sanie. Trebuie să vină, da, dar echipați cu haine și încălțăminte corespunzătoare, mașină încălțată corespunzător și cu lanțuri dacă e mai așa, dar se poate veni, e foarte frumos. Foarte frumos! Pârtia e bună, telescaunul e un avantaj față de alte pârtii unde e numai teleschi. Drumul e accesibil, e singurul telescaun prin județ, avem oaspeți din toate locurile. În afară de schi, se poate da cu săniuța, aici chiar lângă noi este o pârtie de bob, sanie cu cai.